o situație extrem de complicată. Ea era complicată deja de pretențiile celor de la PSD ca Marcel Ciolacu să fie candidat unic la președinție, candidat susținut și de cei de la Partidul Național Liberal. Acesta a fost cuiul lui Pepele atunci când discuțiile din coaliție s-au oprit, dar a apărut și factorul Gioană. Mircea Gioană spune că liderii PSD l-au curtat, l-au invitat să candideze. Vin și reacțiile. Astăzi Marcel Ciolacu îl ia peste picior pe Mircea Gioană, dar toată lumea a remarcat că Marcel Ciolacu n-a spus nici da, nici nu. A spus că a sunat-o și pe Diana Șoșoacă. Toată lumea a râs. Probabil că mult mai folositor ar fi fost să spună nu, nu ne-am întâlnit, sau da, ne-am întâlnit, dar am vorbit despre altceva, Mircea Gioană a înțeles greșit. Nu, ne-a spus o poveste. Despre această situație încălcită, despre ce ar trebui să se întâmple până vineri, pentru că vineri e următoarea întâlnire a liderilor coaliției, o întâlnire de la care niciunul dintre ei nu are niciun fel de așteptări. Toți ne spun că mai degrabă în acest moment, acum când vorbim, varianta care va fi de vineri încolo este cea care era valabilă și până ieri. Adică fără niciun fel de comasare. Intrăm în calendarul obișnuit al alegerilor fără niciun fel de comasare, cu toate riscurile care decurg de aici. În studioul Digi24, invitații noștri, Liliana Ruse este realizator briefing. Bună seara! Emanuel Cernat este analist de politică externă. Bună seara! Bună seara! Valeriu Turcan este consultant politic. Bună seara, Valeriu! Bună seara. Turcan! Liliana Ruse, de ce n-a spus Marcel Ciolacu da, nu? Foarte probabil pentru că domnul Ciolacu nu este acum în situația de a da răspunsuri tranșante nimănui, nici în interiorul partidului și nici în relația cu partenerii de coaliție, cu Partidul Național Liberal. Dar tot nu înțeleg, a fost foarte supărat domnul Ciolacu pe această declarație, cu toată ironia pe care a folosit-o ulterior, și ar fi fost în neregulă să aibă loc această discuție. Până la urmă, domnul Ciolacu e un lider politic, un președinte de partid. Discuția a fost anterioară, nu acum, înainte, chiar înainte de alegeri. E normal pentru un șef de partid să caute cea mai bună variantă pentru partidul său. Nu i-am înțeles supărarea. Ce e în neregulă cu faptul că, a fost întrebat Mircea Gioană dacă va fi sau nu candidatul PSD? Sigur că acum domnul Ciolacu s-a sucit pentru că și-a dat seama că poate fi el însuși președintele PSD, sau mă rog, asta arată calculele politice, că poate fi el însuși președintele României, și atunci nu mai vrea să fie în postura publică în care l-a pus practic Mircea Gioană de lider slab care caută o altă variantă, o altă soluție de ieșire. Dar exact cum ai remarcat și tu, era foarte simplu să spui, a existat o discuție de tatonare sau nu a existat niciun fel de discuție. Ori ce au reușit și Marcel Ciolacu și Mircea Gioană este să semene și mai multă îndoială. Mm-hmm. Pentru că în momentul ăsta te întrebi, cine minte? Interesul lui Mircea Gioană ar fi vreunul să mintă? Nu. Ce interes ar putea să aibă? Da, a avut loc o discuție, ei au venit la mine să mă caute, nu m-am dus eu la ei. La fel Marcel Ciolacu. Poate să ascundă această discuție doar din perspectiva acestei proiecții pe care se străduiește să o dea de foarte multă vreme, și anume de liderul puternic, liderul capabil să preia președinția României. Însă lucrurile trebuie rămulite, pentru că la nivelul electoratului, inclusiv la nivelul electoratului PSD, o asemenea stare creează foarte multă confuzie și nu cred că ajută niciun fel PSD-ul. Tot din partea PSD e lansată sau e lăsată așa să plutească varianta în care, de fapt, Mircea Gioană n-ar fi înțeles sensul unei întâlniri, sensul discuțiilor. Că poate că acolo s-a discutat așa, ca între prieteni, ca între amici, discutau ipoteze și Mircea Gioană a luat-o de bună. Dar asta nu este o variantă pe care să o susțină niciun lider. Ea doar plutește, cum spun. Există și întrebarea, când a fost această întâlnire? L-am întrebat pe Mircea Gioană când a fost întâlnirea. Acum o săptămână, acum o lună, acum o jumătate de an. A fost în trecut, nu a precizat Mircea Gioană. Astăzi, la Digi24, la Studio Politic, Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național PSD, spune că a existat o întâlnire de care el știe acum 3 ani și că a fost în biroul lui Marcel Ciolacu, nu în biroul lui Mircea Gioană. Iată declarația. Am participat la discuții, la un moment dat am văzut o discuție acum vreo 3 ani în biroul lui Marcel Ciolacu, între Mircea Gioană și Marcel Ciolacu, dar nu am participat la vreo discuție în care să se propună acest lucru. Deci eu nu am cunoștință de o propunere directă în acest sens. Ceea ce ați văzut că nu a confirmat nici Marcel Ciolacu. Probabil că aici există ceva, dar în orice caz nu a existat o propunere, așa cum mi-a spus și Marcel Ciolacu, pentru Mircea Gioană.
Sigur că este una din variantele pe care au apărut și în presă, probabil că le-au mai discutat oameni și din partid în această chestiune, dar nu cred că a fost o propunere concretă, așa cum am informații. De aici rezultă că e posibil să fi fost mai multe întâlniri, pentru că nu se potrivesc birourile. Deci au existat cel puțin două întâlniri, da? Presupunând că toți debatorii în povestea asta nu mint, nu? Da? Plecăm de la premiza că spun adevărul. Nu ești foarte sigură. Da, nu sunt foarte... Mă rog, poate interveni și o eroare de interpretare, de plasare în timp de și așa mai departe. Da, de amintiri, exact, de false amintiri, dar acum e greu de stabilit. Cineva tot trebuie să mintă, că nu se poate altfel. Nu există a treia variantă. A fost sau nu a fost această întâlnire? Este simplu, cineva ascunde adevărul. Cum pică în momentul ăsta? Al dificultăților din coaliție... O discuție despre Mircea Joană, care a fost sau nu a fost curtat. Cum pică? Mircea Joană vine și declară acest lucru ca o replică la o acuzație volată a premierului Ciolacu, care spunea măcar ar fi putut să ne dea un telefon să se intereseze de soarta noastră. Mircea Joană vine și spune, dar nu, am avut până la urmă o întâlnire chiar în biroul meu. Până la urmă ar fi fost destul de simplu pentru premierul Ciolacu să recunoască o asemenea întâlnire, chiar dacă ar fi menționat că în cadrul acelei întâlniri poate că nu s-a discutat despre soarta și viitorul politic al lui Mircea Joană, ci s-a discutat în mod normal despre situația securitară din regiune. Pentru că să nu uităm totuși, Mircea Joană este secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice într-un moment în care în proximitatea României se desfășoară un război. Nu ar fi deloc ilogic ca o asemenea întâlnire să fie avut loc și să poată să pretexteze o asemenea întâlnire. Faptul că se merge în acest moment cu jumătăți de adevăr de ambele părți și ambele părți refuză totuși să ne spună cu adevărat când a avut loc această întâlnire, nu neapărat ceea ce s-a discutat, pentru că până la urmă este vorba de o întâlnire între două persoane și din curtoazie se poate invoca acest fapt ca un drept de a nu devoala discuțiile purtate. Dar de a spune cu subiect și predicat, da, am avut această întâlnire și în ce perioadă, ar fi un minim de respect față de proprii alegători. Există în toată povestea asta și varianta în care Mircea Joană să nu fi înțeles, exact cum ziceam mai devreme, să nu fi înțeles sensul unei discuții sau să fie extra suprainterpretat. Totuși, Mircea Joană este unul dintre cei mai experimentați diplomați pe care a avut România după 1989. A fost ministru de externe când am aderat la NATO, acum secretar general adjunct al NATO. Un om al nuanțelor. Prin definiție, chiar dacă de foarte multe ori refuză să le accepte, nu? Are un rol de prestat public. Este, pe de altă parte, fost președinte al PSD, fost candidat la președinția României. Este, în toate sondajele de opinie, în primele două poziții, e imposibil să-l eviți pe Mircea Joană în orice discuție legată de viitorul candidat la președinția României. Deci, eu cred două lucruri. În primul rând, că au fost tatonări, dar că nu se cheamă neapărat întâlnire pentru a decide strategia de urmat sau de a discuta detaliile unei eventuale candidaturi a lui Mircea Joană în sprijin de PSD este cu totul altceva. Cred că și profesorul Dâncu a avut dreptate. El știe de o întâlnire, dar știe de cea de acum 3 ani de zile. Este imposibil să nu fie existat un moment în care domnul Ciolacu și domnul Joană să nu fi discutat măcar 2-3 minute. Ce v-ați gândit să faceți? Aveți vreun plan? Dar uite, aș putea să fiu eu sprijinind de o coaliție de partide sau de organizații non-guvernamentale. În mod cert ceva s-a întâmplat. Și e posibil să fi fost mai multe astfel de momente tatonare. Că ele nu se cheamă întâlniri sau că n-au avut o agendă scrisă, că nu există un proces verbal, o minută a discuțiilor, este cu totul altceva. Cum interpretați deranjul? Supărarea? Nervii? În primul rând... E tensiune. De ce? Marcel Ciolacu se află într-o situație... De orice lider politic ar putea să spune, ok, e o variantă, am explorat-o, nu este cea pe care mergem acum. Astăzi este într-o situație proastă. În primul rând, nu este negocierea cu Partidul Național Liberal. Prima chestiune.
A doua, vin foarte multe probleme din urmă. Eu cred că pe ianuarie statul român s-a împrumutat 8 miliarde de lei. În ritmul ăsta deficitul la cât ajunge la finalul anului? La peste 6. Greve peste greve. O erodare inerentă la guvernare. Și el nici nu are ce să discute în acest moment. Și niciun lider experimentat nu ar face astăzi o discuție cu agenda cu Mircea Geană, pentru că toți trebuie să uite la rezultatele de la primul scrutin din iunie, care va fi cel pentru Parlamentul European. De aceea, eu cred că prima discuție serioasă PSD-ul va vrea să o facă după europarlamentare. Primul care trebuie să-și facă o socoteală este Marcel Ciolacu. El trebuie să știe exact pe ce se bazează. Dar din umila experiență și, să-i spunem așa, uitându-mă și la ce se întâmplă în spațiu public, cred că Mircea Geoană este alt om decât a fost în 2009 și dacă a fost vreodată un moment pentru Mircea Geoană, 2024 este momentul lui Mircea Geoană. Și realitatea rămâne să ne, confirme sau să ne infirme. Ce înseamnă că e momentul lui Mircea Geoană în 2024? Domnul Vanu Dutrucan profil și-l amintește pe domnul Geoană atunci când a candidat la președinție. Era mai implicat decât noi, mai erați încă acolo, erați la Cotroceni. Păi noi am făcut planul pentru emisiunea cu Mircea Geoană, adică ne-a revenit o... Îl vede ușor diferit de noi și l-a văzut ușor diferit de noi. În primul rând, are o altă anvergură internațională, legitimată, nu? Și dacă stai să te uiți la ce a făcut Mircea Geoană în 2009, toate erorile respective de campanie sunt șterse de parcursul lui ulterior. Cred că poate și niște lecții de viață l-au așezat pe un alt traseu și cred că eu astăzi spun că ar fi posibil, dacă domnul Ciolacu se duce la prezidențiale, eu cred că Mircea Geoană este capabil, cu resursele interne și externe pe care le are, rețele de prieteni, de sprijinitori, etc., oameni care știu de 20-30 de ani, să-și facă o mică sau mare coaliție de câțiva primari de la un partid, alți primari de la un alt partid, ONG-uri, sindicate, personalități publice, astfel încât, chiar și cu Marcel Ciolacu candidat din partea PSD-ului, Mircea Geoană va reprezenta o provocare majoră dacă își va duce planul până la capăt în această competiție din 2024. Aici e cea mai mare problemă, pentru că Mircea Geoană riscă să ia din bazin electoral al lui Marcel Ciolacu, să mă rog, există această posibilitate. Ori fix asta încearcă Marcel Ciolacu să evite intrarea în competiția lui Mircea Geoană. Sigur că mai ia și din zona indecișilor Mircea Geoană, mai ia probabil și din electorat PNL dezamăgit. Dar mai e o chestiune, și are dreptate Valeriu Turcan, Mircea Geoană nu mai e același de la alegerile cu Traian Băsescu. Însă uităm că nici Marcel Ciolacu nu mai e același din 2009, nu mai e același nici măcar de acum 4 ani. Și la Marcel Ciolacu se vede o evoluție. Însă trebuie să spunem foarte clar un lucru. Sunt zero șanse ca Mircea Geoană să nu fi înțeles sensul discuției. Asta este o absurditate fără seamăn. Și mai este ceva. Supărarea lui Marcel Ciolacu s-ar putea să nu vină neapărat din devolarea acestei întâlniri, cât din a doua parte a declarației lui Mircea Geoană, care m-a venit și a spus în acest moment PSD-ul pe bazinul său electoral nu are cum să câștige alegerile. Această declarație este una extrem de dură, care îl pune într-o situație extrem de proastă pe Marcel Ciolacu în calitate de potențial prezidențial al PSD-ului. Pe lângă faptul că Mircea Geoană strică toate planurile PSD-ului prin prezentarea unei candidaturi chiar și independente, această declarație îl aruncă într-o zonă extrem de incertă pe Marcel Ciolacu. Îl salut pe profesorul Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule Prelipcean. Imediat stăm de vorbă. Valeriu Turcan vrea să adauge ceva. Acest schimb de replici sau de afirmații în spațiu public e mai degrabă un schimb de poziționare. Marcel Ciolacu, cu presiunile care vin din toate părțile și cu apropierea pregătirii alegerilor, Mircea Geoană cu nevoia de a transforma viziunea sau planul în ceva mai concret. Pentru Mircea Geoană, timpul se scurge mult mai rapid. Dar niciun lider al PSD-ului n-ar fi făcut astăzi o discuție definitivă sau aplicată sau de strategie sau de angajament cu Mircea Geoană înainte de europarlamentare. Domnule profesor Pârvulescu, mi-a rămas în minte ce spunea mai devreme Liliana Ruse la întrebarea de ce nu închide. Marcel Ciolacu avea astăzi ocazia să închidă povestea asta. Spunea da, nu, ne spunea ce valoare a avut, dacă a existat întâlnirea
cu Mircea Joană și gata, povestea era închisă. Liliana Ruse spune că nu-și permite Marcel Ciolacu în momentul ăsta să închidă nicio variantă, inclusiv pe varianta asta a lui Mircea Joană. Și adaug aici ce ne-a spus, vă rog. Cred că varianta Mircea Joană a închis-o Mircea Joană prin declarațiile pe care le-a făcut în interviul pe care l-ați luat ieri. Explicați. Mircea Joană a deschis conflictul direct cu domnul Ciolacu. Știți, noi vorbim aici despre un secret al apolișinării. Știm cu toții că, de fapt, a existat o asemenea discuție. Am vorbit despre ea pe coridoare. Ea a existat cândva de mult, înainte ca această coaliție națională pentru România să se formeze, deci înainte de 2021, cândva în 2020, în 2021, într-un alt context politic, contextul s-a schimbat în mod radical. Domnul Joana a devenit din ce în ce mai impacientat pentru că aștepta ca acea discuție, care a fost o discuție mai degrabă tactică, să se concretizeze, nu s-a concretizat, a transmis semnale într-o direcție, în alta. Domnia sa era deja candidat în 2022, în octombrie, când ținea celebru discurs din aula Academiei de Științe Economice din București, când, de fapt, își anunța implicit intenția de a candida și forma echipa de susținători. Și nu a venit. Nu a venit în niciun fel acea deschidere din partea PSD, din contră. PSD, și l-am văzut pe domnul Ciolacu, s-a pregătit să facă ceea ce a făcut de obicei, ceea ce a făcut și când domnul Joana era președintele PSD, și anume să-și trimită președintele în luptă. Sondajele de opinie indică că există o susținere pentru domnul Ciolacu, iar timpul nu este deloc în favoarea domnului Joana, pentru că domnul Joana, fără sprijinul unui partid, cu toate organizațiile neguvernamentale pe care le va putea mobiliza, dacă le va putea mobiliza, și cu întreaga rețea pe care o va mobiliza, nu va avea suficientă susținere pentru a putea să aibă certitudinea că ajunge în turul al doilea. E adevărat că există și problemele pentru domnul Ciolacu și de aici nervozitatea pe care am văzut-o cu toții, pentru că domnia sa se aștepta ca o discuție între parteneri, să rămână o discuție între parteneri, să nu fie devoalată, și faptul că a fost devoalată arată că timpul nu este în favoarea domnului Joana, că încearcă să forțeze PSD-uri. Dumneavoastră știți foarte bine că o preluare prin forță unui partid, în sensul de forțarea partidului să accepte anumită candidatură, nu este posibilă. Și nu este posibilă datorită întregii istorii care a apărut după alegerile din 2009 între domnul Joană și PSD. Mi-e greu de să cred că se mai poate o astfel de candidatură. Pe de altă parte, domnul Joană își va face toate calculele necesare. Sigur că este în sondajele de opinie pe primul loc. Dar de ce nu încerca să-l puneți pe Patriarh? Poate că va fi înaintea domnului Joană sau pe altcineva. Deci ce vreau să vă spun este că în momentul de față sondajele nu măsoară candidați reali, ci măsoară niște candidați potențiali, și că într-adevăr abia după alegerile europene vom putea discuta despre candidați, despre susținere și despre forță. Și da, declarația domnului Joană de ieri favorizează, apropo de eșecul discuțiilor dintre PSD și PNL, într-o manieră indirectă PNL-ul, pentru că PNL-ul, care părea oarecum slăbit și părea să piardă oportunitatea simultaneității alegerilor locale cu cele europene, acum, prin acest scandal provocat, se vede pus într-o situație puțin mai bună decât era cu 24 de ore înainte. Și adaug o informație pe surse, foarte interesantă informația. Unele voci din PNL, nu de la vârful partidului, spun că ar fi dispuși să-l accepte pe Joană candidat comun cu PSD, dar în niciun fel nu-l acceptă pe Ciolacu. Joană ar fi o variantă pentru că nu-l văd asociat, apropiat de Partidul Social Democrat. O să comentați. Liliana Ruse. E o variantă în care eu nu cred. Pentru că, și o să se explic, Mircea Joană să fie susținut de cele două partide. De cele două partide și cu, iar Partidul Național Liberal să fie de acord cu această variantă. Și să vă spun de ce. La întâlnirea pe care au avut-o, la negocierea care a avut loc luni, după cum mi-au relatat surse care au fost acolo la discuție, domnul Nicolae Ciucă, înainte de întâlnire, fără niciun fel de pregătire, de a-și pregăti colegii, a spus PNL va avea candidat propriu la președinție. Au intrat în sală, s-au așezat. În momentul acela a început să apară news alert pe telefoane. Și a apărut pe telefoanele
tuturor celor prezenți acolo. Replica lui Marta Ciolacu a fost: dacă asta e poziția de negociere, de ce n-ați mai chemat aici? Și atunci, interpretările care s-au dat ulterior acestei poziții a lui Nicolae Ciucă a fost faptul că domnul Ciucă se bazează, se pare că venea și după discuție cu Klaus Iohannis și că se bazează foarte tare pe ceva. Un impuls pe care practic l-a dat propriului său partid. Povestea asta cu Joana, care ar fi candidatul, cum să spun, neutru în alianță, nu e credibilă pentru PNL Mircea. Joana este asociat cu PSD, orice s-ar întâmpla. E foarte greu să-i desprinzi imaginea de cea a Partidului Social Democrat. Să mai vreau să mai spun un lucru. Eu n-am spus nicio secundă că Mircea Joana este, ca, poate fi vreo variantă candidatul PSD și că de-aia Marcel Ciolacu nu închide discuția. Nu închide pentru că nu are putere în momentul acesta politic să mai susțină și un conflict cu Mircea Joană. Și încă un lucru care trebuie reamintit. Mircea Joană nu a început el acest scandal. Scandalul a fost început de către prim-vicepreședintele Mihai Tudose, care a avut o declarație absolut de nereprodus public despre Mircea Joană și despre candidatura sa la președinție. Și atunci Joana s-a văzut nevoit să reacționeze. Este declarația în care se întreba sau spunea că nu va fi în stare să strângă nici măcar semnăturile de unul singur dacă și-ar anunța candidatura plus ca independent. Plus o altă declarație pe care mai bine să nu o reproducem la televizor. Da. Și asta l-ar fi strânit pe Mircea Joana să facă această dezvăluire. N-avea niciun rost și pentru Mircea Joana în momentul acesta. Preluarea ostilă sau forțarea Partidului Social Democrat de a accepta o candidatură nu poate sta în picioare, ca explicație. Nici ceilalți lideri nu s-au lăsat deoparte. Marcel Ciolacu spunea: am același număr de telefon, de ce nu mă sună Mircea Joană? Sorin Grindeanu aici în studio spunea: ce, Mircea Joană candidează? Ați auzit ceva? Eu nici măcar nu știu să candideze. Ceea ce e perfect adevărat. Dar asta arăta că comunică de la distanță. Și dintr-o dată aflăm că de fapt au fost și foarte aproape. Sau nu au fost. Sau nu au fost. Ok, misterul rămâne. Din păcate, tocmai pentru că nimeni nu a vrut să asume cu subiect și predicat această întâlnire, rămânem într-o zonă speculativă. Rămânem într-o zonă a speculațiilor în care este posibil să fie avut loc această discuție. Dar replica și poziționarea PNL-ului este una extrem de normală din punct de vedere politic. Pentru că prin inducerea acestei idei pe surse, ce poate să fie mai convenabil decât atâta, să lanseze pe surse această idee, nu face altceva decât să submineze poziția de prezidențiabil a lui Marcel Ciolacu. Pentru că vin și spun, este mult mai prezidențiabil Mircea Joană decât Marcel Ciolacu. Lucru care, conform tuturor studiilor sociologice, se verifică inclusiv în sondaje. Dar acest lucru, în mod cert, nu se va întâmpla. Pentru că PNL-ul nu are niciun fel de interes și ar fi extrem de greu să justificăm în fața propriului electorat o susținere a unui candidat, până la urmă, independent. Pentru că dacă ar fi să susțină și PNL-ul și PSD-ul, ar fi o formulă de susținere a unei candidaturi independente, lucru care contravine statutului ambelor partide, deci ar fi extrem de greu de făcut. Se întâmplă ceva foarte interesant și asta arată starea de nervozitate la Marcel Ciolacu. Faptul că domnul Ciolacu cere ca în această negociere să fie desemnat nominal candidat, deci să nu scrie acolo candidatură PSD. Din partea PSD, să scrie Marcel Ciolacu, deci nominal, și să apară acum această susținere și acest anunț. La negocieri, liberalii au spus: de asta puțin, de ce să, cum să anunțăm de acum candidatul, în condițiile în care mai sunt luni bune până atunci, în septembrie putem face sondaje și putem vedea cine stă mai bine în sondaje. Și înțeleg că i s-a spus lui Marcel Ciolacu: ce se întâmplă dacă în septembrie sunteți la o popularitate de 20%. Ce facem în acel moment la o intenție de vot de 20%? Ce facem? Rămânem cu dumneavoastră? Haideți să facem această negociere, această comasare a alegerilor. Să stabilim că reluăm discuțiile în septembrie și vom avea o candidatură comună. Însă înțeleg că domnul Ciolacu le-a spus că nu are încredere că acest acord va fi dus până la capăt, de îndată ce PNL se va vedea cu sacii în căruță, adică această comasare a alegerilor europarlamentare cu locale. Știți care este versiunea celor de la PSD? Ok, vor fi europarlamentarele, o să vadă cei de la PNL ce scor vor avea și după aia mai discutăm. Asta este planul, nu? Merge? Așa? E realist planul ăsta? Cumva e mai sănătos pentru ambele partide, pentru starea democrației, dar de ce să nu vedem și care e scorul real al PSD-ului? Până la urmă. Nu? Până în iunie înseamnă 0,5% deficit bugetar pe lună. Care e problema? Eu nu știu cine l-a împachetat pe Marcel Ciolacu să-l facă să creadă
că în februarie se pune eventual și pe hârtie că el o să fie candidat la președinția României din partea ambelor partide. Nu-mi dau seama. Și nu știu ce film e ăsta, că n-am mai văzut nimeni filmul ăsta. Explicația următoare, dacă îmi permiteți, simte că e PNL foarte slab în momentul ăsta. Asta este despre PSD ce mi se spune. Că Marcel Ciolacu, care iarăși înțeleg că ar fi un negociator desăvârșit, nu știu asta, asta e pentru că... simte că Partidul Național Liberal e într-o poziție foarte delicată, că are nevoie de această comasare între europarlamentare și locale, astfel încât să crească scorul, și atunci de asta presează. Poate că PNL nu și-a jucat foarte bine cărțile. Poate că a apărut prea mult în siajul celor de la PSD. Dar cred că au peste 1000 de primari. Adică, totuși, este al doilea partid al României. Marcel Ciolacu va deconta în mod inevitabil din ce în ce mai mult grevele, protestele, solicitările de salarii de la companiile de stat la ministere. Trebuie să ia niște decizii, pentru că o grămadă de lucrurile au fost amânate. Statul are nevoie de bani, trebuie să continue și programele de înzestrare, trebuie să crească și pensiile, trebuie să crească și în educație. Cred că în educație, astăzi, situația financiară este de-a dreptul dramatică. Credeți că asta va fi un subiect? Vi se pare că ăsta este subiectul? Acum, repet, subiectul e cu totul altul. Tu poți să încerci, tu poți să încerci. Cine își sigilează poziția? Asta este întrebarea. În condițiile, cine? Dacă ne imaginăm jocul drept o tablă de șah și ne gândim doar la comasare, comasarea este, ar putea să fie un joc al nebunului. Mai sunt și multe alte piese pe tabla de șah, inclusiv ce se întâmplă zi de zi cu puterea de cumpărare a românilor. Vom vorbi și despre datoria externă, vom vorbi despre împrumuturile din luna ianuarie, imediat, dar înainte. Domnule profesor Pârvulescu, dați vreo șansă întâlnirii de vineri? Cred că deja problema comasatelor este depășită. Nu cred că se mai poate realiza ceva. Și asta și-a dorit domnul Gioană ieri. Apropo, domnul Gioană a fost unul dintre cei care a contribuit masiv la blocarea oricărei discuții, pentru că tema centrală, așa cum știm cu toții, era candidatul la prezidențiale, pentru PSD era necesar. Altfel, de ce ar face un cadou PNL-ului? Doar pentru că sunt parteneri la guvernare, n-au niciun motiv. PNL a înțeles că nu va exista niciun fel de cedare din partea PSD. Nu știu dacă au argumente prin care se convingă până vineri, dar din punctul meu de vedere, așa cum știm situația în momentul de față, nu se mai poate discuta despre comasare, iar domnul președinte Ciucă a și spus, vineri este ultima ocazie, este prea târziu. Deja este prea târziu. Și, de fapt, se discută despre această comasare, nu despre aceasta în particular. Asta este o variantă găsită ceva mai recent. Dar discutăm despre comasare de 2 ani de zile, de când s-a format acest guvern de coaliție națională pentru România și n-au reușit să ajungă la un numitor comun, tocmai pentru că fiecare partid are propriul său interes, se află în competiție. Și, într-adevăr, PSD pare să aibă în momentul de față mai multe aturi decât PNL, dar nici PNL, într-adevăr, nu este un partid care să nu poată să obțină un scor bun, pentru că, într-adevăr, are o treime din primari. E adevărat că PSD are jumătate din primarii din țară, dar la alegeri cu prezență mică la vot, primarii vor juca un rol important în mobilizarea electoratului. Problema este că PNL nu reușea să-și mobilizeze baza. Va reuși după confruntările din zilele astea? Aparent, ei cred că da. Mai e ceva, domnule profesor Pârvulescu. Părea până ieri că subiectul ăsta al comasării era unul foarte important pentru Partidul Național Liberal. Pentru PSD nu era atât de important decât în măsura în care pe mâna lui urmau să obțină ceva și am aflat ce, adică nominalizarea lui Marcel Ciolacu candidat unic, și că ar fi făcut comasarea așa, ca un hatâr, ca să-i ajute și pe partenerii de la Partidul Național Liberal. Dar pare că pentru cei de la PNL nu mai e atât de important să se facă comasarea. Din toate declarațiile, ok, acum dacă mergem pe calendarul obișnuit, ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic. În realitate nu s-a schimbat nimic. Suntem într-un joc al declarațiilor. Ne-am obișnuit cu asta. Rolul politicienilor este să facă acele declarații care pot să le creeze adversarilor dificultăți și pot să creeze
emulație în rândul susținătorilor. Și asta se întâmplă. Pentru că au înțeles că nu se mai poate realiza comasarea, au început să facă aceste declarații, pentru că au nevoie de susținerea partidului. Și însă și ideea că există un atu undeva ascuns, că a existat o discuție cu președintele Iohannis, că în final un as în mânecă va fi scos la momentul oportun, este de natură să imobilizeze pe cei care speră în continuare ca PNL să obțină un rezultat în conformitate cu ponderea sa politică în România. Deci vor fi alegeri, astea sunt datele pe care le avem acum, domnii de la PSD spun că sunt 95% șanse să nu existe comasare. Acum, varianta este în care vom merge în iunie doar la alegerile europarlamentare, localele vin în septembrie și tot calendarul până în decembrie pentru președinție. Nu mai e timp. Dacă nu se aprobă legea, modificările la legislație până această lună, până la sfârșitul februarie, nu se mai pot face alegerile locale în iunie. Deci e presiunea foarte mare. Dacă vineri nu se înțeleg și nu cedează unul dintre ei... E ultimul tren. E cam ultimul tren. Și cui îi face bine și cui îi face rău să avem alegeri în calendarul obișnuit? Iunie, septembrie, decembrie. Teoretic, ar fi fost avantajate de comasare partidele cu mulți aleși locali. PNL, PSD. În ipoteza în care nu se produc această comasare, partidele se vor confrunta fiecare cu propria putință sau neputință. Și vom vedea, exact cum spunea Valeriu Turcan, cam care e potențialul lor electoral. Pentru că votul de la europarlamentare va fi un vot politic. Și absența, inclusiv a eventualelor aleși locali din campania electorală pentru europarlamentare, este și ăsta un semnal. Pentru cât de mobilizate sunt fiecare dintre partide. Pauză. Și când ne întoarcem, continuăm discuția, vorbim inclusiv despre cu cât a crescut datoria publică a României și cam cât înseamnă această creștere pentru fiecare dintre noi. Rămâneți aici, ne întoarcem. S-au împăcat cu gândul, vor merge pur și simplu pe calendarul obișnuit al alegerilor, numai că vrem să știm, Valeriu Turcan, cui pică bine, cui pică rău și care sunt riscurile. S-a tot vorbit, cel puțin în privința comasării localelor cu europarlamentarele, despre blocarea partidelor care n-au primari, ne gândim aici la cele extremiste și care nu au ce să mobilizeze. Și că asta ar fi făcut ca scorul lor să fie mai mic. Vom asista la un scor mare pentru partidele extremiste la europarlamentare? Eu rămân la ideea mea că noi în România nu avem partide extremiste, putem să avem populiști, putem să avem mulți demagogi, exagerați, săriți de pe orbita naturală, dar partide extremiste cred că sunt poate sau eventual produse din Bulgaria, în Slovacia, în Ungaria, dar la noi extremismul se calmează foarte repede cu o bere și patru mici. Revenind, eu nu sunt așa de convins că principalul partid avantajat ar fi fost Partidul Național Liberal. Eu cred că prin această comasare, cel mai puternic sprijin ar fi fost pentru PSD. Pentru că n-ar fi făcut nimic altceva decât să salte PSD-ul la peste 30% și cred că PSD-ul ar fi fost principalul partid avantajat. De asemenea, cred că întotdeauna când ai un scrutin de vot politic național, europarlamentarele, și un scrutin unde contează foarte mult sau în mod principal, dacă la firul ierbii a fost un bun gospodar, întotdeauna va fi o tensiune între cele două tipuri de mesaj. Unii sunt cu străzile amenajate sau asfaltate, pe de altă parte se rulează un mesaj național. Și cred că și din acest punct de vedere, principalul partid avantajat a fost Partidul Social Democrat. Cât despre USR AUR, cred că ei ar fi fost mai degrabă dezavantajați de suprapunerea celor două tipuri de alegeri. Dar Au forțat ceva cu discuția care a ajuns până în momentul ăsta în care cineva trebuia să obțină ceva? Au forțat în sensul în care suntem la un prim episod și domnul Ciolacu a zis nu, acum, astăzi vreau să văd și ultimul episod, concluzia acestui serial. Dar nu era chiar primul episod, discuția a mai fost. Noi suntem înaintea primului episod, alegerile pentru Parlamentul European.
Da? Poți să vezi două episoade în aceea zi. Dar mai alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale. Cumva tot filmul pare forțat la maxim, exagerat. Și eu înțeleg că e o traumă la PSD. Pe de altă parte, gândiți-vă că sunt oameni în Partidul Național Liberal care sunt foarte confortabili cu ideea că au prima șansă să câștige din nou prezidențialele. Păi, Emil Boc de la Cluj este un om foarte stăpân pe situația acolo. Nu cred că are o mentalitate de învins. Ilie Bolojan la Bihor nu cred că are o mentalitate de învins. Și mulți alți președinți, șefi de organizații, președinți de consilii județene, ei știu că pot să o facă. Și nu este obligatoriu în România să fii cel mai mare partid ca să stai președintele, atenție. Știți, Emanuel Cernat, de câtă vreme se discută despre comasare? Și dintr-o dată pare că renunță la această idee, mai sunt 3 zile, 2 zile, și trebuie să decide ceva și în momentul ăsta, azi, în seara asta, știm că nu au nicio soluție, deci cel mai probabil, gata. E un proiect pe care îl abandonez. Încă de la momentul în care au început discuțiile cu privire la o eventuală comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale, un lucru a fost foarte clar, că accentul principal va fi pus pe negocieri. Pe negocierea între PSD și PNL în principal. Ori PNL-ul și-a dat seama că intră în această negociere dintr-o postură extrem de slăbită, extrem de slabă, tocmai pentru că s-a indus public această idee că pentru PNL este un risc existențial, pentru conducerea PNL-ului este un risc existențial obținerea unui scor mic la alegerile europarlamentare. Și atunci, cel mai probabil, PNL-ul a vrut să evite situația din 2021. În 2021 am mai avut o rundă de negocieri extrem de aprinse între PSD și PNL la momentul formării cabinetului comun PSD-PNL. În urma celor negocieri ne amintim de Via Augusta Vasilescu, care venea și spunea: bravo, Marcele, le-ai luat și banii de pe pieptul mortului. Paul Stănescu spunea despre domnul Ciolacu că este un negociator mai bun decât Hrebenciuc. Aceste lucruri arătau o victorie și o poziționare extrem de puternică a PSD-ului în aceste negocieri. Și cel mai probabil PNL-ul a încercat să evite acest lucru, contracarând eforturile PSD-ului cu niște declarații extrem de simple. Au lideri ai PNL care au ieșit și au spus: ne asumăm un rezultat slab la alegerile europarlamentare și rămânem uniți în jurul liderului. Asta înseamnă că chiar și cu un scor de 17, 18, 19%... Există o asemenea declarație? Există aceste declarații ale liderilor PNL care vin și spun acest lucru. Făcând acest lucru, asumându-și practic faptul că la alegerile europarlamentare vor lua locul 3 și se vor poziționa în urma AUR, ei vor rămâne și vor construi în jurul președintelui PNL pentru următoarele alegeri, dar își vor fideliza practic acei alegători care ar fi putut să fie extrem de afectați de o alianță potențială pentru viitor și de o potențială renunțare la funcția prezidențială. Cred că își asumă să treacă prin calea plângerii. Nu, e greu de crezut totuși, indiferent de declarații, este foarte greu de crezut că Nicolae Ciucă mai poate emite pretenții să fie candidat la președinție dacă Partidul Național Liberal are 15% sau 16%. PNL are nevoie de 20%, nu doar ca să rămână partidul al doilea, ci și pentru Nicolae Ciucă. Este greu, foarte greu de crezut că PNL o să accepte pur și simplu acest... E un eșec. Nu poți să accepti un eșec și să-l prezinți ca pe victorie. În mod normal, trebuie să-ți asumi o înfrângere. Poate că, nu se știe, în partid se va revolta acel nucleu care îl știm cu toții că e prezent împotriva lui Nicolae Ciucă și s-ar putea ca domnul Ciucă să-și pierdă funcția. Nu cred că sunt lucrurile chiar atât. Niciun partid, eu, până la urmă, organizație politică, nu poate funcționa pe bază fără criterii de performanță. Este adevărat, numai că aici situația e foarte specială prin prisma faptului că alegerile sunt la termen extrem de scurt. Iar o schimbare în interiorul Partidului Liberal, nu mai e timp, așa este. Nu ar mai fi timp pentru așa. Dar, pe de altă parte, un lider de partid care își conduce partidul la poziția a treia în topul electoral nu e foarte confortabil cu propriul partid și nu va fi greu să facă campanie electorală. Sunt o grămadă de probleme. Domnule profesor Pârvulescu, cât de mari sunt riscurile? Nu comasare. Deja discutam, șansele comasării sunt minime. În condițiile astea, PNL va avea de tras unele consecințe, va încerca să-și mobilizeze baza. Cei 35%
primari vor trebui să facă eforturi să crească susținerea pentru partid. Nu știu dacă vor reuși sau nu, dar în ipoteza că PNL devine al treilea partid din România, situația devine cât se poate de gravă. Pentru că se întâmplă ceva. Un partid care este văzut ca perdant, pierde și alegători, pierde și aleși. Alegerile locale vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, conform calendarului normal. Asta înseamnă că mulți dintre primarii care nu mai sunt foarte încrezători în partid vor pleca spre alte partide pe care le vor considera mult mai solide, spre PSD sau spre AUR. Și situația se va schimba într-un mod dramatic. Cum nu avem partide ideologice, cum nu avem o bază ideologică, riscurile pentru PNL sunt mai mari decât de a fi pe locul 3. Riscurile sunt acelea de a pierde masiv din resursele pe care le are în acest moment în favoarea adversarilor săi. Și așa, față de numărul de primari pe care PNL îi obținea în septembrie 2020, câteva zeci sau sute au plecat spre PSD în marea lor majoritate și asta a făcut ca PSD să ajungă la jumătate din numărul de primari. Inițial era undeva în jur la de 38-40%. Pentru că aduceți-vă aminte, la alegerile din septembrie 2020, PNL era cel mai mare partid al României, avea cu, cred că, 300-400 de mii de voturi mai mult decât PSD, avea cel mai mare număr de președinți de consilii județene, nu avea cel mai mare număr de primari, dar avea cel mai mare număr de voturi pentru primari, pentru că câștigase primari în mari orașe. Dacă comparăm cei 1200, nu mai știu, 50-80 de primari ai PSD cu cei 28 de primari ai USR, aveți exact dimensiunea acele situații. Ori gândiți-vă că oamenii aceștia care s-au dus spre PNL pentru că era la guvernare, pentru că avea primul ministru, dacă vor vedea că nu mai au șanse să aibă acces la resurse, vor căuta, așa cum o fac de cele mai multe ori primarii, un alt partid, pentru că știți ce se întâmplă? Primarii rămân, partidele trec. Noi vedem că sistemul electoral îi favorizează pe primari, primarii de mici orașe, primarii de comune se schimbă într-o foarte mică măsură. De fapt, singura soluție pe care a avut-o Ludovic Orban atunci, în 2020, când era prim-ministru, a fost să mute primarii de la PSD la PNL pentru a crește numărul de primari, pentru că șansele într-o competiție de a câștiga alegerile cu această lege electorală sunt minime. Iată care e riscul pentru PNL. În egală măsură, AUR poate să puncteze foarte bine și știe lucrul ăsta, este și motivul pentru care a protestat și cred că PSD vrea să administreze în condițiile date o lecție PNL. Nu știu dacă este doar o simplă lecție de etapă sau pur și simplu vor să transforme partidul într-un partid irelevant. Asta este situația dificilă în care pare să se afle PNL-ul. Dacă va reuși să-și mobilizeze primarii și electoratul, atunci tot ceea ce am spus acum va fi la alegerile din 9 iunie pur și simplu anulat. Valeriu Turcan, vă rog. Desigur că primarii sunt foarte importanți. Ei au și pulsul, au și rezultate, sunt iubiți. Acolo, dacă vreți, munca politică are cea mai mare relevanță în viața de zi cu zi oamenilor. Dar am să vin cu un contraexemplu apropo de această migrație în anul electoral. Dacă ne aducem aminte, în august 2014, guvernul Ponta a dat ordonanța cu numărul 55 din august. În baza respectivei ordonanțe, circa 500 de primari au trecut la PSD. Spre finalul anului, Victor Ponta a pierdut alegerile prezidențiale. În concluzie, la ce l-a ajutat? Deci risc în cazul ăsta nu există? Nu, vreau să spun că întotdeauna discuțiile apropo de migrația primarilor trebuie nuanțate. Poți să ai un act ca acesta care a fost dat cu un obiectiv evident electoral în august, 500 de primari și Victor Ponta a pierdut alegerile prezidențiale. Contează și poate e un moment în care partidele, liderii ar merita să se gândească să recupereze mesajul politic. Contează și mesajul politic. În câteva luni de zile, Partidul Național Liberal, dreapta, a schimbat candidatul, Klaus Iohannis a venit, a existat un mesaj național, un mesaj politic național, a fost un val uriaș în baza căruia Klaus Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale. Mai e o întrebare. Nu vreau să spun că
aceste contexte 2014-2024 sunt similare. Dar eu rămân la teoria mea și oamenii experimentați la PSD mod clar știu asta. În materie de alegeri prezidențiale nu aduce anul, ce aduce ceasul. Mai am o întrebare, dacă vi s-a părut că Mircea Joan își dorește să candideze și va candida, Lili Ruse. Da, își dorește să candideze și cred că va și candida. Da. Emanuel Cernat. Își dorește în mod cert să candideze și pregătește de foarte mult timp această candidatură și va face tot posibilul să poată candida. Valeriu Turcan. Semnalizează din fiecare celulă că o să candideze. Nu știu ce dubii avem. Și cum va candida, independent? Eu cred că va încerca, intuiesc, că va încerca să-și construiască o platformă, un soi de amestec de partide, personalități publice, e târziu pentru asta? Organizații non-guvernamentale? Încă nu e foarte târziu. Nu e foarte târziu. Nu e foarte târziu. De ce? Nu vreți să vedem exact scorul din alegerile pentru Parlamentul European? În mod evident, PSD-ul o să aibă o problemă. Cu Marcel Ciolacu candidat? Sau cu Mircea, sau și cu Mircea Joană, unul dintre ceilalți candidați? Fără o mașinărie de partid, nu intră matematic, nu intră în turul al doilea al prezidențialor, pentru că nu poate strânge voturile. Se știe. Dar nici Marcel Ciolacu. Nu, Marcel Ciolacu are o mașinărie de partid care îi va aduce voturi repartizate din fiecare, așa se face la circunscripție. Apropo de mașinăria de partid, în 2016 aveți idee, când USR a obținut 11% aproximativ în Parlamentul României, ce mașinărie de partid aveau? 11%, atenție! Vorbim despre cineva care trebuie să intre pe locul al doilea la prezidențiale. E o diferență uriașă. E o diferență între cele două cazuri, dar vreau să înțelegem că nu stă tot într-o mașinărie de partid. Mai stă și în mesajul național. Mult. La momentul respectiv, în USR erau 900 de membri la nivel național. Luăm pauză și când ne întoarcem vorbim despre o dezbatere care se reaprinde, chit că declarațiile sunt vechi. Șeful armatei, într-un interviu la Europa Liberă, spunea că nu, România nu are capacitatea să doboare dronele care vin din Rusia, care vizează porturile ucrainene de pe brațul Chilia și unele dintre dronele astea mai vin și prin România. Nu avem capacitatea tehnică, dar mai spunea ceva și e revizitată această declarație. Nici lege nu avem. Și de aici dezbaterea. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.